Salutare! Acum câteva zile eram tare încântată de noul meu MacBook Pro de 15 inch, varianta cu Touch Bar. I-am făcut și un unboxing în cazul în care nu ai apucat să-l vezi încă, te invit să-l urmărești, găsești linkul mai jos în descriere. Tot atunci ți-am spus că îl voi testa și că voi reveni și cu un review. Deocamdată însă am revenit cu o problemă pe care am identificat-o și aș vrea să o detaliez puțin. Poate printre voi sunt utilizatori de MacBook Pro sau viitor posesori ai acestui laptop. Atenție, nu este o problemă care nu poate fi rezolvată, însă cu cât este identificată mai devreme, cu atât soluționarea poate să difere. Însă despre acest aspect îți voi vorbi puțin mai târziu. Revenind la problema în sine, nu mi-a trecut o secundă prin cap că un produs atât de scump, un laptop de top practic, ar putea veni cu un defect. Și cu toate acestea, iată că mie mi s-a întâmplat asta. Totul a decurs perfect până în momentul în care am început să editez o filmare 4K. Aveam și câteva taburi deschise, rula și un clip 4K pe YouTube, iar asta a făcut ca laptopul să se încingă destul de mult. Atât de mult încât nu puteam ține mâna mai mult de câteva secunde pe suprafața dintre balama și tastatură. Acela a fost momentul în care anumite taste au început să producă un sunet diferit și chiar deranjant față de cum se aude în mod normal tastatura. La momentul respectiv am fost extrem de supărată și dezamăgită și primul gând a fost de a-l returna și de a mă reorienta către un alt produs. Am zis totuși să fac un mic research și așa am aflat că și alți utilizatori s-au confruntat cu această problemă încă din decembrie 2016. Laptopul meu făcea parte dintr-un lot produs în martie 2017, așa că este evident că nu discutam despre un caz aparte, specific doar unui lot anume, ci de o situație ce poate apărea la orice MacBook Pro de 15 inch, cel puțin la cele produse până în martie 2017. În cazul în care ești posesorul acestui model și vrei să verifici data de fabricare, dacă a fost fabricat până în martie 2017, am realizat un clip în care îți explic pas cu pas cum să identifici acest detaliu. Am lăsat linkul mai jos în descriere. Cum am rezolvat până la urmă problema? Fiind încă în perioada de 14 zile de la plasarea comenzii, am returnat produsul către magazin. Ulterior, acesta a ajuns în serviciul Apple, iar mie mi-a fost trimis un alt MacBook Pro de 15 inch, nou-nouț. Aceasta este politica Apple pentru orice produs din gama lor, în cazul în care întâmpini o problemă în cele 14 zile de la plasarea comenzii. Acest aspect m-a convins să mai dau o șansă acestui model, iar acum îmi pare bine că am ales această opțiune. Noul laptop, deși face parte dintr-un lot ceva mai vechi, produs în ianuarie 2017, funcționează perfect. Bineînțeles că am avut grijă să-l testez încă din primele ore în care a ajuns la mine. Totuși, dacă descoperi problema mai târziu de cele 14 zile, dar produsul încă se află în perioada de garanție, nu-i nimic, situația tot poate fi soluționată. Returnezi laptopul către magazinul de la care l-ai comandat, produsul ajunge ulterior în serviciul Apple, unde se rezolvă tastele problematice și în termen de 15 zile se va întoarce la tine. În concluzie, problema întâlnită de mine este destul de frecventă, dar sunt convinsă că încă este neidentificată de mulți utilizatori. MacBook Pro, varianta de 15 inch, este un produs foarte scump, dar iată că, din păcate, anumite unități vin cu acest defect, ce apare doar în momentul în care laptopul este solicitat destul de mult. În continuare, consider că este o achiziție extraordinară, chiar dacă am întâmpinat această situație neplăcută. Nota 10 pentru suportul Apple, pentru profesionalism și promptitudine, însă recomandarea mea: în cazul în care te decizi să faci o asemenea investiție, verifică-l în cele 14 zile de la comandarea sa. Cam atât pentru astăzi, voi reveni și cu un review al laptopului în curând. Dacă informația prezentată ți-a fost utilă, mă poți susține printr-un like, un share și nu uita să te abonezi în cazul în care nu ai făcut-o deja. Până data viitoare, zile bune!